Un bărbat de 71 de ani din București a murit pe litoral în stațiunea Olimp. El înota în mare, aproape de mal, când i s-a făcut rău. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Mai mulți martori l-au observat pe înotător și i-au alertat pe salvamari. Aceștia au reușit să-l aducă la mal, iar un echipaj de la ambulanță și unul smurt i-au acordat primul ajutor, însă bărbatul nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Din primele date, bărbatul ar fi suferit un stop cardiac în timp ce se afla în apă. Salvamari au intervenit și la Neptun, unde trei oameni care s-au aventurat dincolo de baliză au fost la un pas de înnec. Echipele de intervenție pe schijeturi au reușit să îi aducă tefer la mal. Un bărbat de 50 de ani și un copil au fost transportați la spital pentru îngrijire.